Bună seara, stimați telespectatori ai Televiziunii Române, suntem împreună ca în fiecare zi de acum, într-o zi cu totul specială pentru biserică, pentru că este prima zi a liturgică din an. E prima zi în care nu se slujește liturghie în biserici, în mănăstiri, în marile catedrale, acolo unde de obicei în fiecare zi se slujește. Și aceasta nu pentru că ne-a cuprins o lene înainte de a începe urcușul duhovnicesc către învierea cea văzută cu ochii, ci pentru că, de fapt, biserica ne arată că trebuie să ne odihnim înainte de a porni la drum, trebuie să ne așezăm într-o liniște desăvârșită pentru a putea înțelege marile mecanisme care se mișcă în timpul postirii și activează într-un fel sau altul tonusul liturgic al fiecarei persoane. Pentru cuvântul din seara aceasta am ales un mic citat din profetul Ioil, capitolul 2, versetul 14. O, de v-ați întoarce și v-ați pocăi, a rămâne de pe urma voastră o binecuvântare, un prinos și o jertfă cu turnare pentru Domnul Dumnezeul vostru. Cu alte cuvinte, mecanismul la care suntem chemați nu este neapărat doar al rugăciunii, ci al pocăinței, al pocăinței care naște rugăciune. Repet, suntem în săptămâna dintre duminica aceea înfricoșătoare judecăți și duminica în care Adam își află într-un fel sau altul alungarea din rai. Asta înseamnă odată în plus că suntem între înfricoșătoarea cerință a pocăinței noastre și nevoia de pocăință pe care fiecare dintre noi o avem. Cuvântul pe care îl adaug este de data aceasta tot din Antonie cel Mare. El ne spune așa, cele muritoare sunt nemulțumite de ele însele știind de mai înainte de moartea care vine. Nemurirea îi vine sufletului cuvios din bunătatea lui, iar moartea îi se trage sufletului ticălos și fără minte din răutatea lui. Cu alte cuvinte, dacă nemurirea ține de pocăința și bunătatea noastră, răutatea ne face muritori. Ori ceea ce ne spune și profetul Ioil și cuvântul Sfântului Antonie, tot un profet, dar după Mântuitorul Hristos, într-un fel sau altul, ne spun că, de fapt, de noi depinde în mare parte modul în care se împlinește voia lui Dumnezeu. Veți vedea într-una din zilele următoare că Sfântul Nil Ascetu gândește un pic altfel lucrurile acestea, dar merită să subliniem deocamdată acest aspect. Nu suntem altfel decât nemuritori prin binele pe care îl zidim și pe care îl dăruim celorlalți. Altfel, nu prea avem cum să facem nici jertf, prinos de jertfă cu turnare pentru Domnul Dumnezeul nostru, pentru că, într-un fel sau altul, jertfa nu poate fi primită decât din mâinile oamenilor buni, adevărați, cu minți, așezați în liniște. Suntem la început de început al postirii. Suntem, dacă vreți, la încălzire. Dar trebuie să fim atenți și să vedem deja până departe, până pe stadionul acesta al virtuților în care ne zbatem deja în perioada triodului, trebuie să ne alegem foarte bine ținta, iar ținta este Hristos, este învierea Lui, este ceea ce împlinește de fapt toate jertfirile Vechiului Testament. Mâine este o nouă zi.